Bine ai venit la o nouă lecție de genetică! Astăzi vei descoperi informații legate de transmiterea caracterelor ereditare în descendență. Vom analiza împreună tipurile de caractere ereditare și dispunerea genelor în cadrul cromozomilor pentru a clarifica modul în care se moștenesc informațiile genetice și vom analiza cariotipul uman normal. Pentru a putea pătrunde în tainele geneticii, îți propun să analizăm împreună o parte dintre termenii utilizați, care vor deschide poarta spre cunoașterea acestei ramuri a biologiei. Caracterele ereditare reprezintă însușiri ale organismului transmise de la ascendenți la descendenți, prin intermediul cromozomilor. Acestea pot fi dominante sau recesive. Cele dominante se manifestă în fenotip, în detrimentul celor recesive, care, pentru a fi observate, trebuie să se găsească în stare dublă, pe ambii cromozomi din perechea moștenită de la ambii părinți. Caracterele dominante se notează cu litere mari, iar organismul care are pe ambii cromozomi din pereche acest tip de caracter, determinat de gena dominantă corespunzătoare, este homozigot dominant. În imagine se observă doi cromozomi pereche, cel matern și cel patern, care se găsesc în celulele somatice diploide. Cei doi cromozomi au gena dominantă dispusă în același locus. Îți reamintesc, fiecare cromozom bicromatidic are cele două cromatide identice. În cazul exemplului, cei doi cromozomi prezintă același tip de genă pentru caracterul dominant amare. Organismul care are pe unul dintre cromozomii din pereche gena pentru caracterul dominant, iar pe celălalt se află gena pentru caracterul recesiv, este heterozigot. În ambele situații menționate, în exemple, starea homozigotă sau starea heterozigotă, caracterul dominant se exprimă în fenotip. Genele care determină același caracter sunt dispuse în aceeași poziție sau locus pe cromozomii pereche. Caracterele recesive nu trebuie considerate inferioare celor dominante. Acestea provin prin modificarea caracterelor dominante în evoluție și sunt la fel de importante pentru determinarea fenotipului unui organism. Caracterele recesive se notează cu litere mici, iar organismul care are pe ambii cromozomi din pereche acest tip de caracter, determinat de gena recesivă corespunzătoare, este homozigot recesiv. Fotografierea și așezarea ordonată a cromozomilor unei celule, în funcție de formă, mărime și plasarea centromerului, constituie cariotipul speciei respective. În cazul speciei umane, cariotipul uman normal prezintă 44 de autozomi și 2 heterozomi, care, în funcție de sexul individului, pot fi X sau Y. În imagine se observă cariotipul uman normal al unei femei,
unde distingem 22 de perechi de autozomi, jumătate dintre ei de proveniență maternă și jumătate de proveniență paternă, și 2 heterozomi X. În cazul cariotipului normal al unui bărbat, distingem 22 de perechi de autozomi și 2 heterozomi X și Y. Autozomii conțin gene pentru caracterele comune tuturor indivizilor din cadrul aceleiași specii, care îi aseamănă între ei, iar cromozomul X conține gene care determină supraviețuirea celulei, acesta fiind prezent atât la bărbați cât și la femei. Cromozomul Y conține gene care determină sexul masculin. Îți propun să recapitulăm informațiile din lecție pentru o fixare mai bună. Exercițiul următor ne propune asocierea cuvintelor cheie cu definițiile corespunzătoare. 44 sau 22 de perechi. Este numărul de autozomi prezent în cazul celulei umane. Amic, amic. Este notația corectă pentru un organism homozigot recesiv. 44XX reprezintă notația cariotipului uman normal feminin. Amare, amare sau amic, amic reprezintă notația unui organism homozigot dominant în prima variantă sau recesiv pentru cea de-a doua variantă. N reprezintă notația corectă a unei celule diploide. Amare amic este notația unui organism heterozigot. Două cromatide identice unite la nivelul centromerului. Este vorba despre cromozomii bicromatidici. Set redus la jumătate de cromozomi. Este cazul unei celule haploide. Amare amic sau amare amare. Este vorba despre caracterul dominant care se manifestă atunci când este prezent într-o celulă, fie în stare heterozigotă, cum este prima variantă, sau în stare homozigotă pentru a doua variantă. Felicitări! Astăzi ai reușit să fixezi informațiile legate de transmiterea materialului genetic în descendență. Ne așteaptă o nouă incursiune în tainele geneticii data viitoare. Până atunci, îți urez spor la învățat!